În viață am avut noroc pentru că am avut parte de un coleg așa cum este Paul Sărugiu Fuego. Da. Și mă simt și mai norocoasă pentru că avem asemenea invitați la emisiune. Mă bucur pentru că mi-ai făcut surpriza începutul emisiunii cu o minunată artistă, o artistă care își cântă repertoriul cu pasiune, nu a abdicat niciodată de la costumul popular tradițional din zona ei. Iar cântecele ei, dacă vreți, sunt alinare pentru sufletul românesc. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru minunata artistă Domnica Dologa! De la Salva până la Cluj, măi dorule, dus-un nisoveste adus, măi dorule, măi. De la Cluj până la Blaj, măi dorule, că-s nevastă, nu-s năcaz, măi dorule, măi. Harnică și cu blândeață, măi dorule, măi, și-mi stă bine la o speță, măi dorule, măi. La 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 la. Albă-i că mi-așa pe mine dorule, n-o negresc cu orice șine dorule, măi. Îi albă că o s-o ponesc, măi dorule, cu urâtul n-o negresc, dorule, măi. Îi albă destul de albă, măi dorule, măi, o negresc cu om de treabă, măi dorule, măi. La la la. Ia juca, măi dorule, păi când-i bună podeaua, măi dorule, măi. Podeaua-i din lemn de brad, măi dorule, ține bine la jucat, măi dorule, măi. Și podeaua-i de molit, măi dorule, măi, ține bine la vârtit, măi dorule, măi. La 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 la. Aplauze pentru Domnica Dologa, mulțumesc dragilor, vă puteți retrage, Domnica, te așteptăm aici pe canapeaua noastră și pentru că avem canapele atât de speciale, roșii de data aceasta, vreau să mulțumesc mobila Ardudana pentru că și aici, în studioul Familia Favorit, ați fost alături de noi deja de ani de zile, familia Păcurar alături de noi, vă mulțumesc. Stimați telespectatori, Domnica Dologa vine dintr-o zonă foarte bogată din punct de vedere muzical și sunt fericit pentru că a avut un mentor cu totul special, e vorba de doamna Valeria Peter Predescu. Dacă vrei, i-ai urmat drumul acesta minunat, atât prin abordarea costumului special, dar și ce te-a inspirat, Domnica, la Valeria Peter Predescu? Valeria Peter Predescu este din aceeași comună cu mine, din Telciu. Și bineînțeles că copil fiind, îmi doream și eu să fiu Valeria Peter Predescu. Dar mai târziu am întâlnit o altă voce extraordinară a Ținutului Năsăudean. Prima interpretă profesionistă a Ținutului Năsăudean de folclor. Maria Peter. Maria Peter. Maria Peter. Și eu am fost foarte apropiată de Maria Peter. Vreau să știu dacă aceste două artiste din... au fost rude, grade de rudenie. Nu. Deci au fost doar coincidență de nume. Coincidență de nume. Și piesa cu care am început a fost o piesă din repertoriul Mariei Peter. Domnica Dologa, astăzi în cadrul galei noastre, ea nu a venit singură, a venit cu o tânără din zona ei și aș vrea să ne o prezinți tu pe această domnișoară care am înțeles că cântă cu totul și cu totul special muzica de la voi din da, din este vorba despre Maria, Ana Maria Marti, pe care eu am remarcat-o într-un spectacol când era mică. A început să doinească, zic, cum un copil știe să doinească atât de frumos? Și atunci
a rămas așa în sufletul meu și am însoțit-o în timp aproape peste tot și am îndrumat-o și ea a crescut peste ani, iar acum i-am spus că este ultima dată când eu o mai prezint ca un începător, ca un copil, pentru că ea între timp a devenit profesoară de muzică și ea la rândul ei predă copiilor și eu așa sper că o să fie un nume sonor pentru Ținutul Năsăudean. Doamnelor, domnilor, știți, mă tot gândesc că se vorbește lucrul acesta foarte des, cum că artiștii valoroși, artiștii mari care deja și-au făcut un nume, sunt invidioși pe cei care vin în urma lor. Și lucrul acesta se aude așa pe la colțuri, tot timpul. Să știți că nu e adevărat. Astăzi, în cadrul emisiunii noastre, vrem să vă demonstrăm faptul că marii noștri artiști vin la braț cu tânăra generație și ei muguri de tezaur, foarte talentați, care pot mai departe să ducă tot ceea ce înseamnă tradiție și muzica noastră populară românească. Aș vrea să o ascultăm pe Ana Maria Marti. Aplauze pentru Ana Maria, te invit aici, draga mea, te felicit, ai o voce foarte frumoasă. Mulțumesc tare mult. Dacă n-aș ști că nu sunteți rude, aș spune că e mama cu fica, deci... Mie îmi place. Da? Da, sigur, eu n-am copii. Nu? Nu, și ea este copilul meu, dar eu sunt cam aspră cu copii, trebuie să mă suporte. Ana, spune-mi, ce părere ai despre Domnica? Este un om extraordinar și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a făcut ca lucrurile se întâmple așa, să mă descopere la acel spectacol, da, și să mă ajute pe drumul cântecului. Cum zicea, este aspră, dar uneori trebuie să fii aspru pentru a putea să îndrum bine pe copiii tăi, cum zice dumneaei. Să nu-i scăpăm din mână. Paul, eu vreau să ne spună, Ana, care a fost prima ei scenă? Da, prima mea scenă au fost genunchii bunicului meu, tot timpul spun asta pentru că de la el am învățat să cânt, iar pe urmă cântam la grădiniță și aveam un scăunel în fața catedrei și pe acela cântam tot timpul, deci aia a fost prima scenă, aș putea spune, iar pe urmă au mai fost alte scene în comuna de unde eu sunt. E bine să visez când ești tânăr, cum visam și eu. Scena mea era în baie, dacă vreți, pentru că în momentul în care eram în baie îmi venea tot talentul din lumea asta și cântam. Și n-am să uit că mama, pe vremea noastră, era o chestie de asta unde se bătea usturoiul și cu un lemn și
cum se cheamă la voi? Mojar. Mojar, așa, și ăla era în formă de microfon. N-am să uit niciodată chestia aia așa. Și puneam o ață, așa legam și cântam prin cameră cu bătătorul de usturoi. Așa am început să cânt și cu plăcile de pick-up de la Electrecord, cu marii noștri artiști. Cred că te-au inspirat marii noștri artiști din zona voastră. Da, cu siguranță. M-au inspirat Valeria Peter Predescu, da. Maria Peter, ale cărei cântece le-am descoperit odată ce am cunoscut-o mai mult pe doamna Domnica și chiar am descoperit multe cântece care îmi sunt tare dragi, cântece de ale Mariei Butaciu de asemenea, cântecele doamnei Domnica, pentru că eu, desigur, fiind copil, o știam și o ascultam cu mare drag și la noi în familie, toată lumea o asculta și când m-am întâlnit cu dumnea ei, am fost atât de emoționată și nu venea să cred că doamna Domnica Dologa m-a observat. Stimați spectator, totdeauna mi-a făcut plăcere să ascult artiștii valoroși care cântă și altceva. Domnica este unul dintre ei, pentru că ea nu cântă doar muzică populară. Să nu uităm că în 1998, Crizantema de Aur a adus trofeul festivalului. Nu oricine poate să cânte la Crizantema de Aur, trebuie să ai un ambitus extraordinar, trebuie să ai o voce valoroasă pentru a cânta romanțe. Și după Ioana Radu încoace, s-au născut foarte puțini artiști care cântă romanța cu suflet și așa cum trebuie cântată ea. Iată că talentul ei, da, de a cânta și un alt gen muzical, i-a adus trofeul. Ce știți voi, ce știți voi, strunelor? Ce știți voi, clapelor? Ce-i un dor? Cum să știți, cum să știți? Nu puteți, pentru că voi n-aveți. Inima. Care a fost sentimentul acela, Domnica, când ai auzit că prezentatorii au spus trofeul festivalului Crizantema de Aur, Domnica Dologa, România? M-am speriat foarte tare. De ce? Pentru că mi se părea că nu se poate eu, fata de pe fiad, să câștig trofeul. Și ce o să fac eu acum, dacă nu mai pot cânta? Așa. Dacă nu pot să demonstrez că l-am luat și dacă nu mai știu să cânt. Am câștigat trofeul datorită romanței Ce știți voi, strunelor, pe muzică de Paraschiv, Oprea. Cum sună? Ce știți voi, ce știți voi, strunelor? Ce știți voi, clapelor, ce-i un dor? Vocea ta e atât de cristalină. Ai o voce superbă. Da. Cine cum sună vocea ta în comparație cu vocea mea. De la cine moștenești acest talent? În familie nu a existat nimeni care a cântat. Nu știu cine a cântat. Sunt un pic de moroșancă eu. Așa. Bunicul a fost moroșan, da. Și toți moroșenii cântă. Aha. Așa, de Dumnezeu le sună toate văile cum cântă. Și bunica mea dinspre mama era și socăciță la nunți și striga la găină și cânta. Și nu știu pe care i-a moștenit, că s-au certat bunicii pe tema aceasta. Uh-huh. Nu știu. Înainte de a ne cânta, Domnica, aș vrea să ne povestească puțin despre costumul de astăzi. Ea are foarte multe costume superbe, dar astăzi s-a pregătit așa, extraordinar. Pentru Fuego, da? Și pentru doamna Valentina. Și povestește-mi pentru telespectatori despre cămașa, pentru că cămeșa asta superbă. Mi-am dorit foarte mult să vin în această emisiune, da. Să ne întâlnim în familie. Deci, de unde ai cămașa? O am de la prietena mea, Maricica. Maricica. Linu. Linu. Eu așa știu, că Linu o cheamă și pe ea. Am înțeles. Pânzăturile mi-au fost țesute de către o altă prietene care nu mai este.
Și năframa este moroșonească, foarte, foarte veche, trebuie să am foarte mare grijă de ea. Am taleri de argint cu regele Mihai, ceea ce acum este o raritate. Așa e. Se întrețin greu cămeșile astea? Foarte greu și foarte greu se îmbracă. Ascultăm doar pe Ana Maria am după. Am cântat împreună la concursul Vedeta Populară. Ce ați cântat, Ana? Cântăm cetierașule. Așa, cântăm cetierașule, da. Cântăm cum? Cetierașule. Cum? Îi cântați cântăm un pic, să mă... Cântăm cetierașule, la 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 la, răsușești muschețele, la 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 la, răsușește-ți-le bine, la 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 la, să mă poți făli cu tine, la la la, că aici ai lume multă, la 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 la, și numai la noi se uită, la 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 la, trage cu arcușul bine, la 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 la, să nu mă fac de rușine, la la la. Extraordinar, doamnelor și domnilor, în cadrul acestor emisiuni, decența, bunul simț, muzica adevărată își are locul într-un amalgam cu mediocritate, eu cred că noi suntem oferta cea mai bună. Cântă pentru dumneavoastră Domnica Dologa și Ana Maria Marti. Adică pe mine m-ar iubi, nu cutează vorobi. Hai bade și vorobește, la 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 la, și pe mine mă iubește, la 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 la. De iubit nu-i tata vara, la 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 la, numai câteodată sara, la 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 la. De iubit nu-i totdeauna, făcute pe cale, tot le sui și le cobor, și pe mine mă omor. Ocii tăi cu țâte nouă, la 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 la, mă-mi răciungiuri de șerdaue, la 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 la. Și doar arme nu poartă, la 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 la, mă-mi ridice măsăjată, la 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 la. Vai de mine, mor de jale, după mustiațele tale. Nu-i boală de beteșug, dar-mi vine în gând să fug. Și nu-i boală de durere, la 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 la, numai iarna în sat la șmere, la 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 la. Că badea de măcăta, la 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 la, acasă nu mă afla, la 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 la. Rău-i de omul frumos, mere-n pământ păcătos, dai mai rău de șel urât, la 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 la, mere-n pământ năcăjit, la 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 la, mere-n pământ năcăjit, la 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 la, că nimeni nu l-a iubit, la 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 la. Albă-n grădinuța, la la,
aplauze, stimați telespectatori, pentru Ana Maria Marti și Domnica Dologa. Vreau să vă mulțumesc, fetelor, că astăzi ați fost prezente în cadrul emisiunii noastre și să transmiteți un mesaj publicului vostru. Uite, Domnica, publicul tău fidel care te urmărește de fiecare dată cu drag, că ești la o televiziune particulară din Ardeal, că ești la București, peste tot cu fruntea sus, ți-ai dus mai departe portul și cântecul popular cu decență și te felicit pentru lucrul acesta. Mulțumesc mult. De obicei merg în emisiunile unde știu că este respectat cântecul și portul nostru tradițional și vă mulțumesc din suflet că faceți acest lucru și dacă particip la 2-3 emisiuni de acestea într-un an, mie mă ajunge. Zic că este suficient. Dar urmărind-o pe Ana Maria, crezi că generația tinerilor are șanse să se ducă mai departe? Au șanse, doar să vrea să facă acest lucru. Ana Maria, eu mi-am pus speranțele. Acum semănăm într-o oarecare măsură, dar viața nu știe niciodată ce surprize să aduce și de aceea nu poți să obligi pe nimeni să facă ceea ce ai făcut tu. Dar eu tot sper că va fi cumva așa cum vreau eu. Un mesaj pentru telespectatorii tăi. Să nu renunțați la dragostea pentru cântecul popular și la folclor și la portul nostru cel adevărat. Să nu-l modificăm foarte tare nici cântecul, nici portul. Să rămână același. Ana Maria, ce mesaj ai pentru colegii tăi mai tineri, pentru cei care sunt la început de drum și vor să facă carieră în profesia aceasta? Că e o profesie, de altfel. Da. Eu îi sfătuiesc să facă lucrul ăsta doar dacă simt cu inima și dacă le place să îmbrace costum autentic, să cânte cântecele adevărate și să facă asta din suflet, de dragul de a cânta, nu pentru orice alte motive externe. Aplauze, stimați telespectatori, pentru Ana Maria Marti și Domnica Dologa.